Conferința de presă aseară la clubul Astra Giurgiu, înaintea meciului de pe Marin Anastasovici cu echipa scoțiană Inverness Caledonian, contând pentru returul turului 2 preliminar al Europa League. O conferință de presă marcată de importanța meciului cu Inverness, în condițiile în care calificarea Astrei ar fi putut da uitării înfrângerea usturătoare, cu 1-5 în fața vicecampioanei AS Ardealul Târgu Mureș. Dar și o conferință de presă pornită de la multiplele incertitudini cu privire la lotul Astrei, unde, pe de o parte, nu mai vin jucători, iar pe de altă parte, despre alții se spune că vor pleca. Nu vreau să mă refer foarte mult la ultimul joc. Important este jocul de mâine, când va trebui toată lumea din club, de la A la Z, să fie capacitată ca acest joc să-l câștigăm, știind foarte bine că există o rețetă financiară care pe noi ne ajută în momentul de față și cred că pe oricine din fotbalul românesc. Calificarea îți aduce mai mulți bani, îți aduce o dublă, de Dumnezeu să ne calificăm, să jucăm cu West Ham, după aceea cred că se califică în dauna maltezilor și atunci și pentru mine ca antrenor și pentru jucători va fi o dublă interesantă. La conferința de presă a participat și proaspătul adus în echipă, Felipe Teixeira. După două meciuri la echipă, în care n-a realizat mare lucru, portughezul se simte dator să promită. O să fie un meci ușor, cu siguranță. O să fie un meci foarte greu. O echipă, în părerea mea, foarte bună. Și ne așteptăm un meci foarte greu. Trebuie să am o reacție după rezultate cu Târgu Mureș. Și cu siguranță mine o să avem o reacție foarte bună și o să câștigăm meci. Cu privire la transferurile Astrei, jurnaliștii prezenți la conferința de presă de ieri au fost interesați de confirmarea unor zvonuri. S-a spus că Astra așteaptă un atacant, dar asta nu mai interesează aproape pe nimeni. Cel mai mult se vorbește despre vedetele care ar putea părăsi echipa, Ali Bek și de Amorim, curtați agresiv de Steaua, și mai nou Constantin Budescu, care ar putea pleca pentru un salariu triplu în Arabia Saudită. De Amorim și Ali Bek mai sunt jucătorii Astrei? În moment ce Amorim se antrenează cu noi și este în cantonament pentru jocul ăsta și va juca mâine, cu siguranță este jucătorul Astrei în continuare. Citesc și văd diferite știri pe la televizor de o lună de zile că Steaua sunt interesați, că i-a luat Steaua. Am citit pe nu știu câte site-uri că deja au semnat, că sunt... Mai mă suna cineva din presă ieri și îmi spunea că sunt la clubul Steaua, că negociază. Și Amorim era cu mine. Deci, sunt multe lucruri care nu sunt în concordanță. Există discuții, din câte știu eu, dar deocamdată nu s-a lămurit nimic. Despre plecarea lui Constantin Budescu de la echipă, mai mult se vorbește pe site-uri. La conferința de presă, tehnicianul Marius Mudica a fost evaziv. Și Budescu a putea pleca de la echipă? De Budescu nu știu nimic. Care avea oferte în țările arabe? Arabe au luat la jucători de la noi și au plătit la bandă. Să nu știu de procese și Steaua și... Nu e așa ușor. Toată lumea credeți că de la vorbe până să spui semnătura pe un contract e distanță lungă. Liga Astralilor, Giurgiu Ven nu prea stă în drum de insuccesul echipei și se pregătește să fie la înălțime la meciul de acasă cu Inverness. Între conferința de presă de ieri și antrenamentul oficial al echipei, i-am surprins în pregătiri pe cei de la Liga Astralilor. Pe stadion a venit chiar și o suporteră care își serba ziua onomastică și ea atentă la pregătirile galeriei. Pentru mâine seara echipa îi doresc să câștige, să ștergem greșeala care a fost la meciul trecut și să ne bucurăm în continuare alături de ei. Un pronostic? Nu-l dau, dar vreau victorie. Una peste alta, membrii galeriei sunt susținuți de Asociația Umanitară Unis pentru Giurgiu. Au pregătit pentru meciul de astă seară o coreografie deosebită și sunt optimiști. Supărați pentru insuccesul cu AS Ardealul Târgu Mureș? Supărați, dar ne-a trecut repede supărarea. Ne gândim la meciul de mâine, este cel mai important. Vrem victorie, vrem calificare. Supărat pentru insuccesul cu AS Ardealul Târgu Mureș? Supărați, dar galeria trebuie să fie în permanență alături de echipă și îi invit pe toți giurgiuvenii mâine seară
la returul cu Inverness, să asistăm la o victorie. Eu zic 2-1 pentru Astra. Dezamăgiți de rezultatul cu Oase Ardealul? Dezamăgiți. Cred că era de așteptat la cele 3-4 zile în care au jucat două meciuri. Ne așteptam la așa ceva și ne pare rău. Dar de acum încolo sperăm să băieții să revină. Și tu dezamăgit de 1-5 cu Ardelenii? A, ne așteptam să fie un meci frumos. Păcat că n-am înțeles și noi mai multe goluri. Știam că o să vină mobilizați. Au pierdut un campionat pe stadionul nostru. Nu ne așteptam să luăm așa bătaie la scorul ăsta, dar asta este. Mergem înainte și sperăm să nu ne mai încurcăm cu asemenea scoruri. Un pronostic pentru meciul cu Inverness? Eu aș fi bucuros la un egal, un 0-0, un 1-1, ne-ar califica și sperăm ca împreună să trecem în turul următor. Mai multe amănunte despre conferința de presă organizată la Clubul Astra și despre pregătirile fanilor din Liga Suporterilor puteți urmări imediat după știri, în ediție specială.